Servus, servus! În acest video vă arăt cel mai șmecher, numai un pic să mă închei la geacă că-i frig, cel mai șmecher redresor pe care l-am găsit eu până acum. Ăsta, nu știu cum se numește, aici scrie dinamic, bla bla, încărcător de baterii, 220-240V, 50Hz, care astea sunt detalii pentru alții, nu pentru mine sau poate nici pentru voi. Ce îi foarte tare este următorul lucru. Acest redresor sau încărcător de baterie, cum vreți să-i ziceți voi, poate încărca de 6V și de 12. 4A pe oră, atâta bagă. Deci bateria asta e de 77, deci aia vine 4A, 10 ore 40, 20 de ore 80A, undeva la 18-20 de ore cu acest redresor și va fi încărcată de la 0 la 100%. Eu am încărcat bateria de la 0, cam de la 0 am încărcat-o și am ținut undeva la 20 de ore, într-adevăr. Hai să vă mai arăt niște lucruri foarte interesante. Să dau camera un pic mai aproape, aici pe baterie, să vedeți voi cât mai ok, cum se treaba. Deci, în primul rând, știți voi, puneți firele, legați la bornele bateriei. Nu știu exact din ce motiv, dar am văzut că pe net scrie, sau pe multe persoane de pe internet am văzut că recomandă ca borna cu plus să fie prima dată atașată. Nu știu exact care treaba. Bun. Am atașat bornele. Nu mi-apare nimic aici. Acum trebuie să bag în priză. Cum să pun priza asta oare? În fine, o las aici atârnând și las asta așa. Deci, în primul rând, este foarte, foarte ușor. Așa arată când se deschide. Hai să-l dau mai aproape. Să vedeți și voi cât mai bine. Uite, ca la telefon arată că se încarcă. Deci, cică are o linie, nu mă lasă așa un pic să-și revină. Cică bateria asta are o linie doar. Știi? Ca și încărcare. E la, exact ca la telefon. Acum dacă dau pe mode aici, îmi apare încă, vezi, ăla de sus. Stai să zic, așa. Acum, asta e de 12V. Asta e mai mare de 12V. Eu așa consider că, numai un pic, hai. Așa, încă o dată, încă o dată. Hai mă, mișcă-te. Deci asta consider că ar fi recomandată pentru bateria de 6V. După dacă mai apeși o dată, aici sunt două butoane. Aici, astea sunt două butoane. Nu știu exact că nu să... Ori un buton care face aceeași chestie, ori sunt două. Dar din, și de sus și de jos se poate apăsa. Deci când apeși jos, nu se apasă și la de sus. În fine, trecem peste. Deci aia care era prima, cred eu că e pentru 6V, știi? După aia când ai acum la... Îmi tremur un pic mâna, că na, mi-e frig. Când ai la asta la altă, cred că e pentru 12. Și aici mai ai niște opțiuni. Uite, mai apeși o dată. Hai mă, mișcă-te. Hai. Hai mă. Dai că a pus sus. Poate sus merge mai bine. Așa. Și acum pe timp de iarnă. Apare și ăla pentru frig. Deci pe timp de iarnă când încarci de 6 și pe timp de iarnă când încarci cu 12. Știți voi că dacă e foarte frig afară, e un pic complicată treaba. E foarte frig și dacă e bateria cu lichid ăla, s-ar putea să poc-poc și voi nu vă dați seama. Ce mă refer aici la poc-poc? Că multe baterii, mai vechi, mai noi, nu știu exact, au căpăcele de-alea, știi, pentru apă, pentru acidura dinăuntru. Eu las aici așa un pic bateria, mi-apare 12,8V. Las așa chestia asta. Să se încarce acolo singură. Hai să dau un pic mai aproape să vă uitați și voi ce se întâmplă în timp ce mai zic eu una alta. Dăm un pic de zoom. Așa.
14V. Nu, că bateria are curent. Ea numai așa am pus-o pentru test. Doar pentru test. Uite, imediat e full. Asta nu înseamnă că s-a încărcat așa repede. Înseamnă că bateria de fapt avea curent, doar că ăsta nu și-o dat seama exact. Și el a început să încarce și na, la un moment dat o să apară că e destul de plină. Uite, fluctuații, na, are și ea figură în cap. Bun, să revenim. Asta, nu știu cu ce lichid îi, dar astea sunt închise, nu mai ai treabă cu ele. În schimb, mai sunt unele baterii cu căpăcele, știi, le desfaci frumos. Și alea trebuie desfăcute când încarci la redresor. În mod normal, ar mai recomanda unii, ca să zicem unii specialiști, să verifici temperatura. Băi, bine, acum se poate verifica și cu mâna, nu neapărat cu nu știu ce instrumente. Să pui mâna așa pe baterie și să vezi să nu fie foarte caldă sau să nu fie fierbinte. Ci că dacă bateria ajunge undeva la 40 de grade, în momentul când se încarcă, trebuie deconectată. Lăsată să se răcească undeva la o oră, două chiar, dacă e necesar, și apoi conectată iarăși la redresor. Ok, prețul la redresorul ăsta, până să nu uităm, da? Prețul este de 70 de lei. Stai să văd. Poftim. Kaufland, bla bla bla. 70 de lei, da? Ok. 3 ani garanție cu bonul fiscal. 3 ani garanție mi se pare foarte tare. Mi se pare încă o chestie tare că ăsta îl poți băga frumos în cutiuța asta mică. Deci vă arăt acum cutiuța. De fapt ați văzut încă. Așa e de mică cutia asta. Așa. Asta poți să o bagi oriunde, eventual chiar și în portbagaj, dacă crezi că ai o baterie cu probleme. Și să îți încarci când vrei tu. Ce mai arată? Păi și 13, nu știu ce. Hai să mai pot să moată să fie... Așa, ca să nu mai apară la de... Pardon, să nu mai apară chestia cu iarna. Încă un lucru interesant. Ăsta bagă 4A, deci bagă foarte lent. Ceea ce îi super bine. Deci nu vă gândiți că bagă 4A pe oră și asta înseamnă un dezastru că o să stau nu știu cât cu bateria. Gândiți-vă că este un lucru bun, pentru că bagă încet și asta înseamnă că nu forțează bateria. Deci dacă vă bagă 12A, știu eu, mai mult de 8, nu știu dacă bagă vreun redresor, dar zic, dacă bagă mai mult de 8 sau de 10A pe oră, mi se pare că bateria e foarte, foarte... solicitată la încărcare și în momentul ăla există foarte mare șansa să se încălzească, să se încingă, să crape chiar sau să pleznească lichidul ăla din ea. Acum, dacă aveți o baterie super nașpa, care nu vă ține și așa, cel mai recomandat e să vă luați alta. Hai să vă zic și așa. Nu cred că ar fi necesar. Oricum, dacă vreți să vă luați alta, vă poate spune persoana care vă vinde bateria, vă poate spune care e recomandată. Oricum, asta de 77A este recomandată pentru motoarele diesel 1.9-2.000 gen, adică 1.9 cm sau 2.000 de cm. Eu am pe 1.6, asta înseamnă o baterie prea mare pentru motorul meu, doar că nu e nicio problemă. Asta nu deranjează cu nimic, doar că vă costă mai mult când o cumpărați. Asta dacă e... Na, în fine, trecem peste. La un motor de 1.6 mi-ar fi ok o baterie de 55 sau 60, 61 să zic, de amper. Eu am cu 10 amper mai mult, deci na. Bun. Încă un lucru interesant despre acest redresor este că, din câte am văzut eu, ăsta e cel mai ușor, adică are undeva la, nu știu, hai zic cu tot cu calduri, 300 de grame. E foarte mic, e foarte practic și totuși își face treaba super bine. Dacă vreți să luați, nu știu dacă este și în Lidl, dar dacă nu mă înșel, cum scrie aici, eu am impresia că ăsta e făcut de Kaufland și vândut doar în Kaufland. Deci nu știu dacă o să-l găsiți în altă parte. Ia uite aici. Puteți da un pic de pauză și să citiți ce scrie aici. Da? Deci, hai să vă citesc. Cum să zic? Este rezistent în
Mă vâlvâie. Protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei. Ok, asta e foarte tare. Bun, trecem peste. Cam atâta e șmecheria. Asta mi-a pare că e fur. Imediat. A, scade, nu știu ce, dă-i pace. Oricum, eu am pus-o doar pentru test. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă mai vreți alte videoclipuri de acest gen să vedeți, atunci abonați-vă la acest canal. Nu uitați să dați un like, scrieți în comentarii ce redresoare recomandați voi la alții. Puteți să puneți și link-uri, că nu mă deranjează. Puteți să puneți chiar link-uri dacă știți voi un produs bun care să-l cumpere lumea, care are nevoie, bineînțeles. Chiar vă rog să puneți și link-uri, să puneți denumiri, să puneți ce vreți voi și spuneți-mi ce probleme ați întâlnit voi cu redresoarele, pentru că înainte să le iau pe ăsta, eu mă gândeam că e undeva la 250 de lei, 300 de lei un redresor. Și înainte să le iau pe ăsta, m-am chinuit cu un alt redresor care l-am... abia l-am cărat, deci avea undeva la 25 de kg. Era un pic mai mare decât bateria asta. Hai să zic cu 5% mai mare, adică era un pic mai lat și, da? Și avea 25 de kg, cred că mai era și cablu și așa mai departe. Și m-a chinuit foarte mult și nu mi-a mers bateria. Deci el l-a încărcat foarte, foarte slab, frate. Deci cred că băga un amper pe oră, știi Dumnezeu. Am ținut bateria, l-a încărcat, nu știu, vreo 8 ore, cred, și niciun rezultat. Nici măcar un rezultat. Știi, am dat la cheie, că era moartă bateria, am dat să pornesc și nici măcar nu mi-am învârtit odată ca lumea motorul, mă, frate. No. Și după l-am văzut pe ăsta, conform specificat, l-am zis, bă, mai că poate zice producătorul așa, că nu știu ce, știi, și ca să-și laude marfa. În schimb, nu e așa. Să știți că ăsta chiar merită. Eu l-am folosit, am văzut că merge și de asta vi-l recomand. N-am treabă cu Kaufland, nu fac reclamă, nu facem noi chestii de astea, dacă era ceva vă ziceam, dar este ceva ce vă recomand. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și vă doresc drumuri bune și cât mai puține probleme cu mașinuțele. Vă salut!